există aproximativ 10.000 de pacienți dializați. Aceștia pot beneficia de servicii de calitate în cele 130 de centre de hemodializă din țară. Dar ce este de fapt dializa? Insuficiența renală reprezintă stadiul în care rinichiul a dat faliment în a asigura epurarea de toxice a organismului. Metoda de epurare a sângelui cu ajutorul unui rinichi artificial, aceasta este hemodializa, care a fost adesea utilizată în anumite cazuri de intoxicație gravă. Cel mai important lucru de menționat este că rămâne tratamentul major al insuficiențelor renale. Permite protezarea funcțională a unui organ care a falimentat, în speță în cazul nostru rinichi. Pot fi distruși amândoi rinichi, pot fi scoși amândoi rinichi, și grație acestei metode, care de fapt este rinichiul artificial, omul trăiește. Pentru a evita îmbolnăvirea cronică a rinichilor, este nevoie ca boala cronică să fie depistată la timp, dar asta se poate realiza numai cu ajutorul unor investigații de specialitate. În paleta bolilor cronice de rinichi intră o serie de afecțiuni care, nedepistate la timp și netratate corespunzător, pot duce la insuficiență renală. Specialiștii recomandă ca pacienții să se prezinte la medic încă de la primele semne ale bolii.